Felicitări tuturor copiilor, tuturor celor ce rămân copii undeva în adâncul inimii și felicitări tuturor care și-au ziua de naștere astăzi. De exemplu, mie. Fac 42 de ani astăzi. Dacă o să mă felicitați cu un comentariu, o să vă spun mulțumesc. Nu fac serbări, nu fac nimic. Banchetele deci, sunt închise. Nu avem dreptul să facem aici serbare mare, așa că am hotărât în deopște să nu facem nimic. Vreau astăzi să vin cu o postare privitor la participarea sau neparticiparea mea la scrutinul prezidențial din toamnă. Mai întâi de toate vreau să vă spun că vreau să fiu corect și pentru a respecta legea, legislația electorală în special, dacă scrutinul va avea loc pe 1 noiembrie, oficial din 1 septembrie este posibil să-ți depui candidatura, iar doar după ce e înregistrat candidatura poți să faci agitație electorală. Tot intervalul ăsta de vară, eu niciodată nu o să spun candidez sau nu candidez. Și asta nu din alt considerent, dar nu vreau ca la o etapă anumită să fiu cumva discalificat pe motiv că s-ar putea interpreta cumva greșit că am făcut agitație. Cu toate că alți candidați, de exemplu, platforma, încă din luna martie au spus că noi dăm jos socialiștii, îl dăm jos pe Dodon și în scrutin participăm cu tare candidat. M-am consultat, deci la fiecare etapă din viață eu îmi iau oameni, mă împrietenesc cu oamenii care cunosc în domeniu. M-am consultat și mi-au spus, nu este bine să te expui deschis. Da, nu. Problemele sociale, problemele economice, tot absolut mă voi expune deschis. Majoritatea problemelor care le sunt eu, țin de o anumită personalitate a Republicii Moldova, între ghilimele, Igor Nicolae Dodon, de atâta pe dâns și la tac. Dacă o să observați cam tot scrutinul ăsta, cine o să participe, cam tot întrând sub bat, asta deoarece, nu deoarece el e foarte tare, dar deoarece că atâtea gafe a făcut, că pur și simplu țara asta cred că nu a mai avut așa președinte. O să trec pe niște puncte în care o să-mi expun plusurile, faceți candidez sau nu faceți candidez. Sunt 10 întrebări, la care o să dau nota de la 1 până la 10 și la urmă o să văd ce bală îmi iese. Dacă sincer nu am calculat deloc, acum pe parcurs o să-mi pun notele. La unele poate o să pun notă și o să spuneți că mă supraapreciez, dar la unele poate mă subapreciez. O să văd se merită sau nu se merită, reieșând din punctele astea. Dați procedem. Of, mai bine prima însemnam, așa e bine ușor, ca să nu vă rețin, dar înseamnă că prima întrebare. Dacă îmi trebuie mie personal să candidez. La prima vedere când te uiți, deodată îți vine ideea, nu. Știi de ce? Te expui foarte tare, trebuie să te dărui foarte tare societății, țării, dar personal ție, tu nu ești răsplătit. Știți ce salariu are președintele Republicii Moldova? Sub 13.000 de lei. 13.000 de lei în ziua de azi, ce e asta? Eu am impresia că special chestia asta e făcut că îi sfure. Sau n-am idei. Cum poți? Vă dau numai exemplu. Chestia cu toți carburanții este Anrieul ăsta, organul ăsta cel mai mare. Acolo sunt 5 directori și au 60.000 de lei salariu, directorii ăia. Dar președintele țării are 13.000. Cum se poate? Eu nu înțeleg ce e asta. Înseamnă că tu acolo te duci având alt business sau având ceva. În cazul meu, chestia asta ar putea fi cumva atenuată de faptul că am business în spate și eu tot timpul am spus că aș merge doar cu condiția ca businessul meu în spate să nu fie afectat, să-mi activez aici soția, să-mi activez tot ca să am o bucată de pâine. Nu, 13.000 de lei pentru cineva îi pare salariu mare, dar pentru președinte, credeți-mă, asta e nimic. Ce notă spun? Hai punem nota 5. Eu v-am spus minusul, v-am spus plusul, a lăsăm 5. Costuri financiare de unde? Iarăși, discutând cu oameni din domeniu, mai mult ca atât, cu oameni care au participat la scrutinie, nu m-au singură dată, ca să ai succes într-un scrutin prezidențial, ai nevoie de, țineți-vă bine, între 200.000 de euro și jumătate de milion de euro. Eu deodată am făcut tot așa. Cum? Dar pentru ce așa bani? Dar pentru ce? Dacă eu sunt așa de bun, de exemplu, dacă așa... A spus, stai liniștit că nu cunoști chestia din interior. Uitați-vă, aici se includ publicitate, TV, billboard-uri, strângeri de semnături, o mulțime de lucruri
pentru care îți trebuiește o echipă? O echipă de minim 100 de oameni. Vă zic că pentru a participa la un scrutin eventual, am nevoie de 100 de oameni. Acum așa mă refer și aici, e partid sau independent. 100 de oameni care trebuie să fie din toată Republica, care eventual trebuie să plătiți. 200 de mii eu nu i-am. La moment în deopște, la noi situația financiară e, cu COVID-ul ăsta în deopște e rea, chiar și să-i având liber la moment, nu cred că îi băgam aici. Eu aș putea să-i împrumut, de exemplu, de undeva, dar ca să-i dau înapoi, eu din 13.000 de lei, nu o să-i pot da înapoi, ca să-i fac o favoare cuiva să mă sponsorizez acum, nici de cum nu o să merg la așa ceva. Dacă o să înțelegeți despre cine vorbesc, la celelalte scrutine, aici cei care furau mult milioane, ei ajutau candidații și nu pe unul. Îi dau la partidul lor și ați văzut cu locul, ei mai dau și la celălalt partid. Vă zic că când se băteau doi, acel de sus uita, cine n-a ieșit tot de una, eu ies învingător. La punctul ăsta m-a încurajat Vladimir Voronin. Dacă eu am făcut o postare unde el a spus că acest scrutin nu va fi ca alt scrutin. Nu o să îmbli cu foiță. Apropo, eu n-am banii cei de foiță, îmi trebuie bani ca să dau foiță pe tot loc. Trebuie oameni să le împrăștie. Uți când foiță cere nimeni și nu se uită. Știți ce scrie într-o foiță ce? Dodon a promis că o să fie pensia de 300 de euro. Niște aberații, înțelegeți? Vă zic că Voronin așa au spus. În scrutinul ăsta o să câștige doar numele. Respectiv, prin problemele care le abordez, prin ceea ce am făcut, prin ceea cum sunt eu, eu o să mă stărui doar să am un nume până atunci, gata. Dar o să candidez, nu o să candidez, o să hotărăsc pe urmă. La costuri financiare, fiindcă nu am costuri și fiindcă o să fie greu, dar fiindcă în cap, eventual, am o formulă care m-ar ajuta, de 10 ori să le micșorez, oricum sunt ceva care oricum o să trebuiască de cheltuit, dar nici pe aproape de suma aceea. O spun tot 5. Partid sau independent? În cazul meu, eu nu am practică deloc. Dacă să vă spun sincer, eu s-o pot că asta e un plus mare. După toată politica noastră și după toată murdăria noastră care e acolo, foarte mulți care au deja practică, care au partide, care toți sunt murdăriți de tot. Dacă mergi cu partid, ai un plus. Ai o echipă cât de cât în teritoriu, cu toate că nu toate partidele au. Dar ajunge problema cu strâns semnăturilor. Cei mai dureros ce este la un candidat independent, asta e că trebuie să strângă semnături, între 15 și 25.000 de semnături, trebuie să strângă din jumătate din teritoriul țării, ai nevoie de cel puțin 100 de oameni care să te ajute la strâns semnături, că atunci trebuie repede de strâns. Trebuiește oamenii să fie conștienți. Vă aduceți aminte de Ruslan Codreanu, cum a fost descalificat. Apare momentul. Pentru mine însă, problema partidului nu se discută. Eu dacă merg cu un partid, degeaba merg la drum. Fie el și fără nume, fie asta. Deci rămâne doar independent. Semnăturile cum o să le strâng dacă ceva, nu am idee. Dar în partid nu mă bag. Chestia asta, dacă o fac așa, eu s-o pot, îi punem nota 10. Lumea îi sătulă de partide. Dacă merg așa, am nota 10 aici. Ia uitați aici, func frumos, avem la 4. Frumos, urât, carisma. Un candidat frumos, vizual, are mult mai mari șanse ca să câștige. Mai mult ca atât, în scrutinul nostru și în politica noastră, eventual și o femeie îmi pare că ar avea mai mari șanse, deoarece nu a fost niciodată o femeie. Tot are șansă mare. Însă, vreau să vă spun că noi am avut președinți frumos și urâți, am avut șefi de partide foarte frumoși, tipe și arătoși, pe urmă așa de tare ne-au pălit și așa de tare ne-au pedepsit, că i-am crezut cum sunt ei, așa le-i și sufletul, că din punctul meu de vedere, după cum e Republica Moldova și sărăcie, eu încă arăt bine. Eu spun 10, carisma. Dacă pe mine la moment, doar vorbind, mă privesc peste 1 milion de oameni, mă cunosc foarte multă lume, credeți-mă că asta este la mine. Cu toate că la frumusață poate și eu pătez, poate așa, dar fiindcă carisma am, frumos așa și așa, merge, hai să-i punem o notă 8. Chiar dacă să mă criticați o leacă, dar eu nici mama când era mitel nu a spus că eu sunt frumos, așa că gata. Norocul! Și zice, l-am pus punct aparte. Uitați-vă, Dodon, cât e de rău el, cât e de o făcut, dar eu îl compătimesc la punctul ăsta. COVID-ul ăsta care a venit peste noi, toată epidemia asta, credeți-mă că eu a adus o daună absolută lui,
Deoarece noi, de exemplu, ca agent economic, nu plătim un leu acum la stat, deoarece activitatea noastră e zero. Și toată economia s-a oprit. Ei nu au bani. Iată chestia asta din noroc, nu știu, poți să fii președinte într-un moment când toată economia din lume se ridică în sus, tu eventual nefăcând nimic sau lucrând pe probleme, oricum lucrând, dar ți-a aduce venit politic chestia asta că situația e bună. În general, eu mă socot om norocos. Soția mea de multe ori spune, a spus că nu tu ești norocos, eu sunt norocos. Nu știu cine, eu cred în noroc, cred că îl am, cred că, nu știu, am o stea călăuzitoare. Eu de multe ori mă gândesc la mama mea, care era femeie de biserică, care se ducea și se ruga pentru mine. O spun nota 7. Eu cred, dar ghinionul pot să vie în toată clipa. Nu știu, pun 7. Schelete în dulap. Cât de bun n-o să fii candidatul? Iarăși, oamenii care cunosc politică au spus, poți fi ideal, poți să, nu știu cum, o să-ți găsească ceva. O să-ți găsească ceva așa și o să facă așa. Eu nu știu, la moment, eu nu știu ce o să găsească, eu știu că ei deja caută, dar vreau să spun un lucru. Eu nu am dus o viață sterilă ca să mă gândesc cândva eu o să candidez, de exemplu. Eu toată viața am fost eu cum am fost, mi-a plăcut distracțiile, mi-a făcut de câte ori filmări, chestii, când mă prosteam la asta, eu îmi trăiam viața, absolut. Și în afaceri, de câte ori am mers înainte și eu niciodată nu m-am gândit să am o reputație ireproșabilă. Eu m-am gândit să-mi trăiesc viața frumos, am scopurile mele în familie, în business, în tot, am mers mai departe. Eventual ar putea să găsească niște prostii care să le dăie și cumva să le înfoaie. Dar deoarece eu de mult nu mă mai tem, o spun, nu știu, nou. Lăsă-i aici un flecușteț, poate ați găsat, nu știu. Un ionist sau pro-rus? Eu cât ceva am expus la părerea asta, dar vă spun acum încă o dată, orientarea mea, ceea ce simt eu și ceea ce toată viața, eu acum dacă vin și o spun altceva, eu n-o să mă stimez pe mine. Eu toată viața am fost pro-european. Nu știu, de orientarea mea tot timpul, Europa e casa mea. Acum, când vine momentul ăsta, și dacă ies eu în față, la noi populația Moldovei aproximativ divizată în două. Dacă ies eu în față și spun că gata, Rusia, bye-bye, nu ne interesează partea asta, eu automat o să candidez doar pentru jumătate din populație. Ce facem cu ceilalți oameni? Eu tot timpul dau un exemplu. Ce facem cu Badea Grișa de la mine din sat? Care e om muncitor și care toată viața lui, dacă la școală i-a spus că e limba moldovenească, eu acum la 60 de ani, el mă scui pe un ochi dacă îi spui tu altceva. Toată țara absolut, care e dezamăgită în virusolog, dar își iubește neamul, își iubește patria, vrea să trăiască aici, vrea să trăiască bine. Eu ce trebuie repede să mă împart? Sau aista, sau aista? Chiar dacă s-o poată lumea, că nu știu acolo, eu în problema asta tot timpul o să mă stăruiesc să unesc. Eu înțeleg foarte bine că populația e dezbinată. Chiar și aceeași problemă cu 9 mai, eu am dat exemplu, pentru ce să ne dezbinăm? Unii sunt așa, unii sunt așa. Problema limbii, iarăși, eu o să-i spun tot timpul că e oficial și tot cum trebuie limba română. Dar eu de atâtea ori o vorbesc urât, că e, cum o vorbesc eu, e moldovenească. Înțelegeți? Că eu, din păcate, așa mi-a dat-o tata și mama de acasă. Pentru mine a fost timpul să-mi schimb părerea, dar pentru oamenii care mai scriu în cșâncheriliță și în tot, pentru ce? Ei ce? Nu sunt oameni, nu sunt parte de a societății. Eu aici o să-mi pun nota 10 prin faptul ăsta, cu toate că abordarea asta nu-i nouă, dar nu voi diviza eventual țara în două. Pârghii versus așteptări. Toată lumea știe că avem o republică parlamentară. Toate direcția dezvoltare a țării, tot absolut în țara noastră, o hotărăște Parlamentul. Parlamentul pune guvernul, guvernul se ocupă cu lucruri de zi cu tot, ca să dezvolte țara. Președintele este persoana numărul 1 în stat. Dar parcă e, nu știu cum, știți că acela, regele e gol, știi, parcă este el, parcă e important, are o clădire mare, nu știu ce face el acolo, dar în realitate are pârghii puține. Eu am analizat așa punct cu punct pârghiile. După părerea mea, și cu pârghiile astea poți face bine. Iarăși, vă spun că așteptări de la persoana numărul 1 sunt mari, pârghii sunt puține. De a schimba Constituția, categoric nu trebuie. Ne-am determinat odată că e țară parlamentară, prin asta e regula, așa trebuie să mergem mai departe. Eu spun aici 5. Pârghii totuși sunt, dar așteptările cred că sunt mult mai mari de la un președinte. O să fie
O să candidez, o să văd, o să câștig eventual, o să găsesc soluții și din situații. Bogat, sărac. Oamenii, în general, iubesc oameni săraci, hai spunem așa, iar vota cu inima mai deschisă decât pe unul mai bogat. Eu tot timpul am spus că faptul că eu sunt socotit, cumva avut și bogat, eu leacă de, în rus, cum spune, lucavstva. Eu vă spun la moment, uite, eu am aici, știți calendarul cel cu 2019, care a apărut în video? Nu știu ce sumă, am văzut ce sumă era acolo. În jur de 800.000 de euro. Apoi un culoc de la Del Dodon îmi trebuie numai să-mi dau toate datoriile la bancă ca eu să fiu, să ajung la zero. La moment, dacă iei pe dreptate, eu sunt în minus. Deci orice om care nu are un credit, el e mai bogat ca mine. Eu însă niciodată nu mă sunt sărac. Eu am creat un business, am creat o afacere care la moment ea se construiește pe dânsa, ea merge mai departe. Faptul că se va folosi la sigur chestia asta, ai bogătanul acela sau ceva, mai puțin voi acorda atenție. Eu sunt cine sunt, am nevoie de business, de afacerea mea să-mi stea în spate, deoarece aici îți plătești un salariu de râs și ca să nu furi, ți-i trebuiești ceva să ai în spate, nu știu, să n-ai grijă să duci să cumperi lui copii un costum de haine sau ceva, ceva să nu ai bani eventual. Cu atunci este uiți, wow, ce cu asta? La bogat sau la sărac eu spun 10, cu toate că, vă spun, cineva o să mă socoată că nu-i pe bine, eu sunt acela care sunt. Ultimul, afectez sau nu alte forțe politice. În general, punctul ăsta ține de forțele de dreapta, de Maia, de Năstas, de tot așa. Eu de multe ori pot spun, voi le socotiți forță, unite? Voi dacă vedeți, ei împreună nici nu vorbesc. Aici care mai puternici, doi. Sunt foarte mulți. Vă spun un lucru sincer acum. Dați să facem un calcul. Acestea nu sunt, nu este scrutin parlamentar. În scrutinul parlamentar, dacă eu aș candida și nu aș lua puncte, nu aș lua balul, înseamnă voturile mele se împart inclusiv la Dodon, cum ar fi. În scrutinul prezidențial, o să iei primele două locuri. Deci cei care n-au ajuns la două locuri, chiar dacă au luat 10%, au luat 20%, au luat 5%, nu a riscat cu nimic. Înțelegeți că oricum voturile lui nu se împart la contracandidat. Dacă intrați în esență. Deci scrutinul prezidențial nu îl afectează atât de tare pe cela. E important să nu-l ataci. Eu mi-am luat o regulă să-l atac doar pe unul. Toți au știu cine. Cu toate că tot scrutinul ăsta cred că tăța să-l ataci pe dânsul. Dar și până amul, dacă ați văzut, batem unul. La afectare eu socot că nu afectez pe nimeni deloc. 10 pun. E frumos? Frumos. Le numărăm. Eu video-ul ăsta vreau să-l fac fără ca să tai nimic absolut din el. Uite, l-am pornit sus, să-l dau pe jos. Așteptați-mă o secundă, le adun în cap. 10, 20, 28, 35, 44, 54, 59, 69, 79. Sau că timp, îmi mai pun un punct de la mine ca și cum e 8. Eu nu știu ce credeam deodată tot așa. 80 la 20. Acum vă dau răspuns. Candidez sau nu la prezidențiale mai, nu știu, n-a stai deloc. 80 la 20. La moment. V-am expus punctul meu de vedere. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Toate postările mele din continuare nu vreau să le fac cu ca să fie cumva calificat ca agitație electorală. Vă salut. E ziua mea. Primesc felicitări. Auzi-mi, bine, bine, tabla, salutare!